De câte ori nu ni s-a întâmplat să afirmăm asta n-am să fac în viața mea? Te rog să fii soția mea. Sau să-i judecăm pe alții pentru faptele lor. Tatăl tău, care se chinuie, e un bou. De câte ori n-am auzit în jurul nostru, niciodată să nu spui niciodată. Gata, 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 poate liniștete că ne văd pe cine. Femeile sunt niște scorpii. În această seară vă invităm să urmăriți o poveste al cărei curs a ajuns unde nimeni nu se aștepta. Deci asta nu e surpriză, e un șoc. Și ale cărei ițe s-au încurcat peste măsură. Pretinzi că îl iubești, cum ai pretins și tu, și el te iubește. Cine-i responsabilul? Te iubesc. Atracția fizică. Arată! Ha! Lipsa de responsabilitate. De când ai ajuns tu să umbli cu bărbați cu care am fost eu? Cine poate ști? Unde? Nu! Îmbrătim! Unde? Găsește-mă! Aha! Ioana are 43 de ani și de 10 ani e văduvă. Și-a iubit mult soțul și n-a intenționat să-și refacă viața după moartea lui, dar soarta își făcuse alte planuri cu ea. De curând l-a cunoscut pe George și a simțit că trăiește din nou. Tânărul are 28 de ani și știe cum să se poarte cu o femeie. În ciuda celor 15 ani care îi despart, între Ioana și George există chimie, atracție fizică, cum nu întâlnești la tot pasul. Se văd de vreo 3 săptămâni și amândoi sunt numai zâmbet. Băi, potoliște-te, ne vede lumea, termină! Ce sunt gesturile astea? Termină! Potoliște-te! Ce-ai? Ai grijă să te lovești! Stai, bebe, unde fugi? Unde fugi? Unde fugi? Gata, potoliște-te că ne văd pe cine. Și ce dacă? Păi, gata. Păi, gata, nu. Stai că ne văd pe cine. Vrei să strig în gura mare că o iubesc pe Ioana? O iubesc pe Ioana! Taci. Nu, stai că ne văd pe cine. Stai. Tinerețea și apetitul lui George au nebunit-o pe Ioana. Ce mai? A dat norocul peste ea și nu are de gând să-l scape printre degete. Gidi, da, aoleu, ești disperat. Ești nebun. Unde mă trântești? Mă trântești pe masă. Nu. Măi, ești nesătul. Aoleu, nu știi nimic. Dă-te la o parte. Iar atunci, dragă. Nu, hai, lasă-mă, că deja mă super, nu așa. În primul rând, vreau să te fac să stai. O, da. Atât? O, da. Hai. Nu. O, da. Ce te grăbești? Jos, băiete. Jos. Căcat. Hai, atunci că ești în stare de ceva mai mult, poți? Vreau să soacă mă? Este... Mai cu talent. Ok. Nu? Muncești. Să muncesc? La distanță numai tine. Nu! Pe condiții? Trebuie să mă convingi. Pentru orice se muncește. Arată-mi! Hai! Hai sus! Na. Hai! Mă duci! Hai! A vrut să mă arzi? Și vrei să mă îndeci? Oh.
Sperăm că o să fie bucuros. Da. Tocmai acum, când lucrurile s-au încins în baie, iată că bate cineva la ușă. Ioana mai are un musafir, unul pe care nu l-a invitat, Costin. Acest domn este un pretendent serios și foarte îndrăgostit. E cu 2 ani mai mare decât ea și plănuiește să o facă fericită pentru tot restul vieții. Are tot ce-i trebuie, casă, avere și bune maniere. Singurul lui defect este mama. Veți vedea de ce. Hai, dragă, ce tot ai uiți aici în oglindă, că doar nu te întâlnești cu Ileana Cosânțean, arăți destul de bine. Nu, stai liniștită, că trebuie să mă aranjez și un pic. Tot timpul stai liniștită, că până la urmă nu știu ce se întâmplă. Dar frumos, fii mai calmă, că te mă vistă. Hai, uite că nici nu deschide ușa. Hai, mai bate odată, da, dă încolo de treabă, de câte ori trebuie să bați. Bună, dragă! Da, am vrut să-ți facem o surpriză. Am fost în zonă pe aici. Bună, Costin! Costin a zis, hai să trecem pe la ea. Bună ziua, ce faceți, domnule? Mulțumesc frumos, mulțumesc mult de tot, îmi pare bine. Dar, știi, ar fi trebuit să mă anunțați și pe mine. Eu tocmai am venit de la serviciu și, e dezastru la mine în casă. Nici o problemă, că dacă vrei că aranjăm la grabă. Chiar încercam să fac un pic de ordine, nu pot să-mi permit, mai ales pentru dumneavoastră. Eu sunt obișnuită să fac treabă. Cum chiar vrei? Nu pot să-mi permit să... Deci mă simt deja foarte... Costin, trebuia să dai un telefon înainte. Și care e problema cu telefonul, draga mea? Există varianta telefonului în ziua de astăzi și, în general, cam totul se face cu un telefon. Spune că nu vrei să ne primești. Vai, dar mă simt înfiorător de jenată. Că, nu, la ce este... destul de bine și ai putea să ne primești. Este un dezastru în casă, m-am apucat acum. Hai că te ajutăm să faci curat. Vai, dar nu pot să-mi permit. Vai, mă face să mă jenez. Nu. Sper să mă revanșez într-un mod plăcut. Și chiar nu ne primești deloc chiar în casă? Sunt necăjită. Nu mi-ar place să mă simt... Dar să știi că eu intru cu spatele. Îmi pare rău. Mă revanșez. Îmi pare foarte rău că, indiferent cum era în casă, era normal să ne dai voie să intrăm. Pentru o primă vizită mi se pare o notă proastă pe care aș lua-o și nu este deloc stilul meu de a primi persoane când casa este întoarsă. Pentru o primă vizită chiar trebuia să ne inviți în casă. Mă scuzați. Îmi pare rău. Poftim. Te rog frumos. Acum, eu trebuie să mă scuz pentru ceva ce tu ai greșit. Da, îmi cer mii de scuze. Hai să mergem. El te iubește și de aia a trecut pe aici. Dacă trecea singur, era altceva. Nu faci scene acum, am venit și am plecat ca boi acasă. Entuziasmul lui Costin a pus-o pe Ioana într-o situație ingrată. Cu un bărbat ascuns în baie, chiar nu era momentul pentru o vizită de curtoazie. Costin și ideile lui. Mulțumesc, nu trebuia. Ai chef de glume, te ții de bancuri? De ce nu? Hai, mă, iubita mea. Hai, te rog frumos, încetează, că nu mai am chef. Lasă-mă. Ce poți, dragă? N-am pățit nimica. Iar ți-a venit iubitul la plictisitor? Ce amuzament pe capul tău, e gratis, nu? Gratis, da. Hai, te rog frumos, lasă-mă în pace, eu nu știu și ăsta ce vrea. A venit cu măsa la ușă, în ce ipostază tâmpită a putut să mă pună și noi eram... Păi tu te pui în ipostază, lasă... Nu știu, bă, efectiv, ai zis că nu e pentru este groază, tine. Nu? Hai să nu mai discutăm asta, mai bine, nu, serios, hai să lăsăm pe altă dată, nu mai am chef de nimic, face mai enervat. Încetează, nu mai bine îmbracă-te, vorbesc foarte serios, nu știu, mi-a pierit tot cheful. Hai bine, dragă, că mă îmbracă, m-ai zăpăcit, am să mi-am plugi. Dezamăgit de reacția Ioanei, George mai face o ultimă încercare. Deci nu înțeleg, baby, nu înțeleg. Trebuie să ai și tu un băiat în viața ta, un bărbat care să te ține, să nu te vrei să înțelegi decât... Să ai și tu o viață sexuală normală. Tu gândești ca un bărbat, o femeie gândește altfel. Ea, femeia asta este mama. Știi că tu ești viața mea. Nu este atât de ușor. Nu sunt eu viața ta, iubire mea. Haide, te rog frumos, nu acum. Nu acum, gata. M-a scos din ale mele, Costin cu maica sa, nu știu, parcă toată situația este împotriva mea. Bine, te rog, gata, astăzi înțelege, plec, trebuie să-mi revin. Auzi, apropo, știi că am și o datorie la prietenul meu. Poți să mă ieși pe mine cu niște bănuți? Hai, bine.
dă-mi și mie, știi că trebuie să bag și benzină, trebuie să mă duc și amortizorul ăla la mașină. De cât bagi, dragule, benzină? Nu știu, trebuie să mai bag de vreo 3 milioane. Ajung știi că am plecat la Sinaia, știi? Acolo Bucureștiului. Știi că am fost la Sinaia așa. Hai, lasă că-ți ajunge de 2 milioane să bagi benzină. Ai, mă, iubita, mă, îți bagi joc de mine. Bă, ajută-mă și pe mine acum când am nevoie, te rog. Bine, fii atent că sunt ultimii bani pe care ți-i dau săptămâna asta. Te rog frumos, lasă-mă, hai că trebuie să, grijă, da. Să văd și de Denisa că o să fie ziua ei și trebuie să... Bine, hai că îi luăm ceva frumos. Nu știu, oricum ți-am zis, nu mai vreau să știu de nimic, mă simt bulversată. Lasă-mă, hai, gata, gata. Haide, mă, iubita, hai, lasă că dacă e vorbim mâine. Bine, hai. Haide, te rog, lasă-mă astăzi. Nu te supăra, baby, pe mine, nu te supăra, da? Nu mă supăr. Lasă că vedem, vorbim. Ok. Hai că știi drumul, nu mai gata. Da, să te pup. Hai, astă seară nu mai vreau să știu de nimic, vreau să mă întind. Pa, iubita. Pa, închide poarta după tine, dragul meu. Pa. Pa. Unul dintre cele mai interesante momente din relația ei cu George a fost ruinat de vizita lui Costin. Ioana e indispusă și nu prea mai are chef de nimic. Deși are 45 de ani, Costin nu poate lua singur nicio decizie. Cel puțin așa consideră mama lui. Mereu a avut ceva de comentat vis-a-vis de alegerile lui în privința femeilor. Când s-a hotărât să se însoare, acum vreo 7 ani, mama s-a împotrivit din răsputeri, dar Costin n-a ținut cont. După 2 ani, fosta soție a fugit cu altul și de atunci reproșurile mamei au curs fără oprire. Dar de ce nu-ți găsești, dragă, una mai de vârsta ta? Ei panorame de-astea. Tu nu vezi și tu că scrie pe ea panorama? Ei, nu chiar, hai te rog frumos. Eu cum de cum am văzut, am simțit că e palasa mea, că e pentru mine. Da, te-a văzut pe tine, băiat, mai de treabă și ce a zis? Și acum dacă a văzut că mă bag eu, ce-o fi zis? Stai că nu pot să-l învârtesc pe ăsta cum vrea mușchiul meu. Aici să fac în așa fel încât să o mătrășească pe baba de lângă el. Da, te rog frumos că am și eu o vârstă, nu mai sunt așa, da? Știu și eu ce vreau de la viață și știu ce vreau de la o femeie, dar nu e nici chiar așa, adică să insistăm la absurd. Dar nu insistă nimeni, dar aș fi vrut și eu să văd că este totuși cât de cât un caracter. Are caracter, îl ții la degetul mic al piciorului stâng. Hai, te rog eu frumos, hai să încetăm și hai să mergem. Gata, hai să încetăm. Da, tu tot timpul trebuie să ai ultimul cuvânt. Nu am multe cu ultimul cuvânt, dar asta e inutil, discutăm degeaba acum. Da, știi, în fața lor nu ai cuvânt, dar în fața mea văd că ai cuvânt. Dacă insisti și tu atâta cu povești de acum 5 ani, tot mă bați de cap cu neveste și cu astea. Ai așa luat tălpășița, că ce-a zis, lasă-l pe ăsta, că pot să fac ce vreau până când te-ai prins și dacă nu eram eu, poate mai stăteai și acum la cratiță. Dar poate la... că din cauza ta, că tot ai bătut-o la cap, că e așa, că e pe dincolo. Am bătut-o la cap, s-a bătut ea la fund. Hai să mergem, mamă, gata, te rog eu frumos, gata, ajunge atâta discuție, te rog frumos. Bun, fii atent. Deci, de data asta, te las să faci ce vrei tu, dar dacă iar o să ajung să-mi plângi pe umărul meu, cum văd că ceva e neregulă, radiere, tăticu, fără probleme. George locuiește cu tatăl său într-un apartament de 2 camere. Mama i-a părăsit acum 8 ani, răpusă de cancer. De atunci sunt singur, numai ei doi. Tatăl a făcut mari sacrificii să-l crească și să îl educe pe băiat cum trebuie. Însă el a visat un alt fel de trai. Tatăl e nemulțumit că tânărul nu lucrează și nu are niciun plan concret de viitor, deși banii aduce în casă. Fac și eu niște mâncare, mănânc și tu din mâncare. Mâncăm amândoi din mâncare. Așa, hai, ce faci tu acolo, te descurci, fac eu acolo, da? Nu faci nimic prin casă, mă, nu faci nimic prin casă. Am treabă. Televizor am și atât. Treabă. Mă, spune-mi ce ai de gând să faci? Ce ai de gând să faci? Spune-mi și mie, ce ca să știu. Ce vrei de la mine? Iar mai cu discuții de-astea, lasă-mă în pace, hai, fugi la bucătărie. Adică mă gândești la bucătărie, nu? Bravo, da, lasă-mă în pace, iarăși măi cu de-astea, nu, de-ale tale. Servici, nu, stai ca un trândor toată ziua, bă, eu m-am săturat. Ce bani nu? Ce bani nu? Cine a plătit lumină? Cine a plătit chirie? Cine a plătit întreținere? Cine plătește cablu? Cine plătește tot în casă? Mă, zic cine? De unde ai tu banii ăștia? Treaba mea, mă descurc. Cum treaba ta, mă? Tu știi că azi noapte eu n-am putut să dorm gândindu-mă, bă, de unde are? Dacă se apucă de curat. Vai, n-a putut dacă, să dorm, dacă îmi vine poliția la ușă. Dacă îmi vine poliția la ușă. Apucă-te și tu de serviciu, te ia și tu un serviciu ca toți băieții. Da, a venit poliția până acum, să vină și acum încolo? Îți spunem și mie, la noi la servici se caută șofer. Hai la noi la servici. Șofer? Servici. Șofer, da. Mă, pe salariul ăla de c***at. Păi aș fi bău să vin. Aș fi cel mai bău să vin pe un salariu de ăsta. Adică eu sunt bău, mă. Tatăl tău care se chinuie e un bău. Băi, bău cum sunt în fiecare dimineață, am curaj să mă uit la mine în oglindă. Păi și eu mă uit în oglindă. Văd lucruri frumoase. Da. Mă simt un om cinstit, un om la locul lui, care își vede de munca lui.
tu? Hai bine, rămâi cu cinstea, bine că a murit maică ta, bine că a murit maică, dacă vedea ce lichia ai ajuns, băi. Vedea ce lichia ai ajuns. Bine că a murit maică. Aua, bași tu pe mama repede. De ce o bași pe mama? Zi-mi tu de ce o bași pe mama? A murit în spitale. A murit în spitalele astea de c***at pe aici. Dacă n-aveai tu salariul ăsta de c***at și puteam să mă învârș și eu atunci, dar eram prea puști. Că eram acum, eram băiat deștept și făceam bani și o duceam. Scăpa, trăia acum și trăia în lux, nu așa. Calichea tot ajungeai, da, nu? Da, calichea, da. Dar tu stai, unde pleci? Stai așa, stai să vedem discuția. Ca un bărbat ce ești. Denisa are 22 de ani și este fiica Ioanei. Primii 10 ani din viață ea a trăit la bunicii din partea tatălui, în Republica Moldova. Venea acasă numai în vacanțe, când părinții făceau tot posibilul să-și petreacă timpul cu ea. Din acest motiv, fiica nu e foarte apropiată de mamă. Denisa a plecat mai devreme de la școală din cauza unor dureri supărătoare de cap. Hei! Ce face aici, mamă? Am intrat în casă. Ce ocazie la ora asta, ca să-mi trebuia să fiu la școală? Mamă, la școală am terminat de mult, am intrat în casă, haine răvășite, vrei să fac infarmă, sperie aici, ce stai, se întâmplă? Stai, dacă nu s-a întâmplat nimic, care e problema? Păi cum adică, ce se întâmplă aici, dar ce faci tu aici? În primul rând trebuia să bați la ușă. Am bătut, dragă, la ușă, erai preocupată să mă auzi râdeai, te distrai. Denisa, hai să lăsăm chestiile astea, nu vrei să discutăm mai târziu, te nu, rog dar cum frumos. Să discutăm mai târziu, vreau să discutăm acum, parcă nu avem nimic de ascuns, eu nu înțeleg ce se întâmplă aici. Denisa, mă pui într-o postură neplăcută, e o situație creată, vreau să vorbim, dar nu este momentul acum. Situația creată care s-a creat pe lângă subiect. Hai să lăsăm un pic, nu, discuția asta trebuie discutată în alte condiții. Te rog frumos, Denisa, nu vreau să-ți dau explicații. Nu acum, nu în momentul ăsta. Te rog frumos, te îmbraci și mergem să discutăm amândouă. Bine, Denisa, dă-mi te rog frumos și mie capotul ăla. Poftim, îmbracă-te că ești o doamnă prezentabilă care ai un statut în societate, hai, nu se cade așa ceva să faci. Nu încerca să mă judeci acum, este o discuție pe care noi o să o avem. Altă dată nu e momentul ăsta. Dar cine e Costin? Costin? Cine e? Ia. Hai să lăsăm discuția, să facem cunoștință în alte condiții. Nu, haide să vă văd și eu cu cine faci veacu prin casă cât eu lipsesc. Nu e cazul. Dar și cu elev de liceu? Denisa, nu e de liceu. Da, nu, deci nu e de liceu. Hai să nu cum, mamă, dar pare că... Nu, deci eu nu știu ce vrei tu. Ce vreau eu, să lămurim situația. Cine este? O să lămurim împreună, Denisa. Deci te rog frumos, nu este de liceu, este prietenul meu. Deci nu se cade așa ceva. Era, puteai să mergi la un hotel. Puteai să-mi spui și mie despre ce e vorba. Dar nu vă e rușine în casă sub același acoperiș cu mine? Denisa, tatăl tău nu e de 10 ani și o femeie nu sunt moartă. Eu te înțeleg perfect, dar ai un pretendent de vârsta ta. Denisa, am dreptul să am pe cine vreau și pe cine mă poate primi în inima lui și în viața lui. Am și eu viața mea. Deci tatăl meu, când a murit, mi-a lăsat și mie casa asta. Da, eu am e adevărat, draga mea, ei, dar nu te-am dat nu afară din casă. Nu se aici un mare bordel. Dar nu este bordel, deja devii, nu, deja devii obraznică. Uite-te la el, uite-te la el. Dar lasă-mă și pe mine să trăiesc un pic. Mie nu mi se pare normal ce faci tu în casa asta și ce se întâmplă și toate pufoșeniile astea care se întâmplă. Ce cu tine, treci prin adolescență iar? Denisa, cândva vei înțelege un pic de adrenalină, este mare lucru momentul în care apare în viața ta. Adrenalină trebuie la vârsta ta. Uite, este adrenalina mea. Asta se bagă și el în discuție. Te-am rugat să încercăm să purtăm discuția în particular, da? Înțeleg că trebuie să-i spun tati. Îl pui și pe el în... Hai, dar nu înțeleg de ce trebuie să se justifice. Ești ironică. Și acum am problema de ce el îți spune asemenea întrebări. Păi la ironiile tale s-ar putea să-ți răspundă mai rău. Un băiat de vârsta mea. Nu este deloc de vârsta ta. Că s-ar putea să-ți fost și tată într-o viață anterioară. Dar de ce mă judești tu? De ce mă judești? Poate, dar la a doua nu mai avea cum din start. Stai, lasă. Dacă e să o luăm pe altă parte, rog frumos. Te rog frumos. Deci te rog frumos, deja mai pus într-o situație imposibilă. Este o nesimțire față de bărbatul care pretinzi că îl iubești, cum ai pretins și tu, și el te iubește. De cine? De Cosmin? N-am spus niciodată că îl iubesc. Nu, atunci de ce să cu el la restaurant? I-am acceptat avansurile mai mult de milă. L-am luat în calcul ca pe o persoană și sincer să fiu, numai când îl văd cu maică sa pe post de cățelușe plimbat în zgadă. De ce n-aș putea să-ți spună ce să faci? Noi am avut o relație frumoasă întotdeauna. Care și onestă. Ăsta e motivul pentru care încerc să explic. Gata, hai te rog frumos, uite, nu mai pot. Îmi este pur și simplu cald, m-am enervat, deci nici măcar pe tine nu te mai pot suporta aici acum, Denisa. Nu mai suport. Nu pot să înțelegi un lucru, nu, Denisa,
te-am rugat să vorbim împreună. Ioana a fost surprinsă de fiica ei în pat cu un bărbat. Nu cu cel cu care ar fi trebuit să fie, ci cu unul tânăr și insolent. Denisa e Cosmin. Da. Denisa, fă ceva. Nu mă interesează. Hai, iubita mea, hai, te rog eu frumos, hai să o rezolvăm. Da, Denisa, cum să rezolvăm? Încearcă, nu. Afară din casă. Și acum te dau, hai, Denisa, du-te repede, du-te. Bine. Vezi ce faci cu Cosmin, hai să rezolv aici. Da, să nu zici ultima oară. Oricum discutăm, fii atentă, lasă că-ți fac eu. Nu m-a mai amenințat. Lasă că-ți fac eu ție învățăturile. Trebuie să facem ceva. Îmi pare rău, George, îmi pare rău, dar, dragul meu, este unul care se ține ca un cățeluș de mine. Nu am ce să fac. Deci acum îmi ieși și milă de el. Este o situație jenantă pentru tine. Nici Denisa n-a fost anunțată din vreme. Te rog frumos, hai să o scoatem la capăt. Stai să văd ce face fata până la urmă. Okay. Și stai să vedem. Deși reproșurile pe care i le-a făcut mamei au fost usturătoare, fata a acceptat să-l acopere și să-l primească ea pe Costin. Bună ziua! Bună, Costin, hai, intră, te rog! Ce faci? Bine! Acum e acasă? Intră, te rog! Da, e sus, se schimbă, da. Tocmai a venit de la servici. Da? Ia un loc, te rog! Mulțumesc! Da, mulțumesc mult! Ia un loc, e dezordine, e vai și amar! Nu te deranjează, deci stai liniștită, că nu mă deranjează, stai liniștită! Na, mă duc să o chem pe mama, cum se schimbă, a făcut duș și o chem! Aștept, stai liniștită! Cu inima cât un purice, Ioana își așteaptă fiica sus în dormitor. Ce-ai făcut? Te îmbraci, te aranjezi, îți zici că ai întârziat la servici. Este ultima oară. Hai. Așa, măi băiete, care nu știi să te ții în pantaloni. Că nu mă cunoști și nu mă lăcu nici măi băiete. Vreau să te cunosc, măi, hai. Ok, îmbrăcarea. Și nu mă lăcu măi. Îmbrăcarea, că ne așteaptă jos mare scandal dacă nu ești. Și îmbrăcarea, nu spui tu mie cum să mă îmbrăc, când să mă îmbrăc și cum să fac. Nu, îți spun, trebuie să te îmbraci, că nu ești acasă la tine. Măi, copilul. Hai să ne fie clar și înțeles. Copilul, băi băiete, ne tragem de șireturi, stai cu minte că nu... Asta... De care șireturi ne tragem? Hai! Ce hai? Nu înțeleg, ce hai? Deja. Hai că ne așteaptă oamenii jos. Hai mă, odată, bă, să mergem când vreau eu să mă îmbrac. Uite ce și-a luat și mama la casa ei. Dar cine ești tu să judeci? Dragă, eu nu, ești în casa mea, îmi respect regulile. Dar așa, eu sunt în casa mamei tale, la mama ta am venit. Ascultă-mă, vezi că jos este iubitul ei, da? Așa, să fie sănătos. Care știe toată lumea, știe. Așa, dacă da? Știe toată lumea ce. Hai să te prezint drept iubitul meu, mă rog, cum s-ar zice. Ca să nu avem... Hai bine, nu-mi face nici măcar plăcere. Hai, îți dai seama, mie nici atât, dar hai, mai repede. Hai, că mă îmbrac acum. Păi îmbracă-te, hai că nici nu mă uit, că nici n-am de ce. Ioana n-a mai avut o relație până de curând, când s-a trezit amestecată în două. Nu-l iubește pe Costin și nici nu se simte atrasă de el, însă n-ar fi frumos din partea ei să-l trimită la plimbare. Să rămână, Ioana! Ce bine îmi pare să te văd! Da, și eu să te văd! Ce faci? Bine, mersi, tu ce faci? Am venit să te văd, uite, ți-am adus și o sticlă de zi. Da, mersi, nu trebuia să deranjez, scuză-mi... Deranjul, uite-te, știu nu ce... Nu-ți face probleme, stai liniștită, știu că am venit inopinent așa și asta, dar nu mai puteam da, aștepta să vezi, te văd. Vezi, asta îmi pare și mie rău și de data trecută. Da, nu trebuie să-ți faci probleme, mai așa un pic mai impulsivă, dar... Nu știu ce părere știi cum făcut. Sunt bătrâni, ei sunt mai cu lumea lor, cu astea, dar am convins-o și ea și-a dat seama că te-ai iubit. Sper să mă revanșez, sper să nu fie supărată totdeauna pentru mine. Nu-ți face probleme, că eu am liniștit-o și o să fie tot ok. Chiar o să ne vedem la masă mâine. O să fie foarte bine. Stai liniștită. Da, chiar îmi pare bine, dar ce să fac? Uite, sunt și eu, scuză-mă acum, dar tocmai am venit da, de la Da, îmi dau seama că ai... Da, m-am făcut și eu un duș, că e foarte mai cald și... Haide, fiica mea. Costin, el este iubitul meu. George, bine, Costin. Uite ce bine arată, da. Ce asta. Unde v-ați cunoscut? Noi ne-am cunoscut la sală. Ia uite ce bine arată, mamă. Nu? Nu, mamă? Îți place de el? Nu știu, dacă tu asta crezi, dar eu cred că nu e pentru tine. Dar de ce să nu fie pentru mine, dragă? Ce bine ne stă, uite, sunt foarte zic. Dar cum v-ați cunoscut? Costin, ți se pare? Păi, prima zi am mers la...
restaurant, parcă? Nu, la meci. Da, da, după a fost la restaurant. Da, 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 la meci am fost și după aia la restaurant. Știți cum, băieții, mai țin minte, dar important este că ne iubim. Păi da, stai liniștită, mamă, că mă iubește, bineînțeles, suntem abia la început, într-adevăr. Așa de multe pe unde plecați împreună. Cum adică? Da, de te-am locura să mai plecăm, nu, dragul meu, of, of, of. Eu zic că nu e un comportament adecvat unei domnișoare. De ce? Lasă-mă, să se simtă și bine, sunt tine, sunt frumoși și astea, sunt tăcere. Da, pentru a fi convingătoare, dar mai degrabă pentru a o enerva pe mama ei, Denisa și-a intrat foarte serios în rol. Așa, ca să-i o plătească pentru greșeala pe care a făcut-o încurcându-se cu George. Denisa! Dar ce-am făcut, mamă? Denisa, ia, hai, încercați voi să zburați pe ușa aia. Deci la modul sincer. Da, te rog, hai, hai, te rog frumos. Deci te rog frumos. Hai, și tu, băiat. Uite, dragă, hai, ne dau afară. Hai de mine, dar ce elegant ești. Ce Denisa, te rog frumos, dacă se poate, pe dânsul în casă nu-l mai văd. Denisa și George s-au dat drept iubiți pentru a justifica prezența tânărului în casa lor. Haide, mă, George, mă, să-mi explici și mie cum stă treaba cu mama. Cât a frumos-o. Te rog, cum ai ajuns tu în domnitor? Dar mi-a plăcut fața asta nouă ta. Păi, bineînțeles că ți-a plăcut, nu? Da. A fost frumos. Foarte drăguță. De față cu mama. Da, să-i fac o scenă, te rog, mai târziu poate, să ne explici mie cum ai ajuns cu mama sus în dormitor. Îmi plac femeile mature. Îți plac femeile mature? Mult. Cam ce așteptări ai tu de la mama mea, că totuși e mama mea, nu știu ce vise ai tu cu ea de acum încolo, ce... Momentan îmi place să ne jucăm. Avem jocuri erotice. Deci nu aveți o relație asta. Eu nu știu nimic de povestea asta. Mama mea nu mi-a zis și mi se pare foarte, foarte ciudat. Cel puțin am pati criminal. Dar nu mă interesează amănuntele astea. Cum e în pat? De ce e în pat? Ce faceți voi în pat? De ce, iubita? Poftim? De dar ce? Tu ești iubita cu mine? De când îți permis tu, mă, nesimțirile? Tu vii la mine în casă, așa, dragă. Te culci cu mama mea și cu mine vorbești cu iubita? A fost un joc, un teatru ce s-a întâmplat adineauri în sufragerie când te-am luat eu și hai, te-am îngâiat și te-am alintat. Și este o altă... Am văzut în privirea ta că îți place și ție. Nu poți să nu ghiști drăguță. Stai liniștit, dragă. Eu ca tine ți-am explicat, am avut 10. Nu, și crede-mă, nu se uitau decât la fete tinere, nu și la... femei trecute de a doua tinerețe. Crede-mă că nu am maturitate sexuală. Tu ai avut numai băieței. Eu am avut numai băieței, dar de unde știi tu, dragă? Dacă aveai băieți, știi despre ce-i vorba în propoziție acum. Deci te rog frumos, este vorba despre mama mea și ce faci tu nu mi se pare normal și nu mi se pare corect. Bine, mai fac și lucrurile normale, ce pot spune? Așa e în pat. Faci lucrurile normale, dar nu te interesează. Ce te interesează pe tine, de fapt, Lea? Că eu nu reușesc să-mi dau seama ce te interesează. În momentul meu, jocurile astea erotice, știi? Te rog frumos, ți-am zis să închei, că nu mă interesează pe mine jocurile erotice, chiar ești penibil. Chiar ești penibil să vii la mine, te dai și la mine și îmi spui și despre mama mea. Se pare ce nu m-am dat la tine, am vorbit cu tine, nu? Purtam o discuție. Eu nu cred că tu te-ai dat la mine. Eu m-am dat la tine sub altă formă, eu ți-am explicat foarte bine. Ești o nebună și tu, am văzut. Te rog frumos, chiar mi se pare jalnic ce spui, nu mi se pare normal. Te rog frumos să nu mă atingi. Deci nu mă atinge, te rog frumos. Te culci cu mama mea și după te dai la mine? Chiar depășești orice limită. Considerând comportamentul lui George inadecvat și chiar impertinent, Denisa l-a invitat să părăsească incinta. S-a folosit de el ca să o enerveze pe mama, dar acum nu mai are chef să-l vadă. Ah, ce bine îmi pare că am venit să te văd, că nu mai puteam. Nu puteam să stau fără să te văd. Ești minunată, ești... Ești drăguț, mă faci să mă stânjenesc. Nu, n-ai de ce, pentru că asta e realitatea. Te iubesc, nu mai pot, sunt disperat și nu știu ce să mai fac. De-aia și mama, vorbeam cu ea și îmi spunea că ar fi cazul să ne așezăm la casa noastră. Costin, eu zic să nu grăbim lucrurile. Nu știu. Eu cel puțin chiar nu mai pot încă să stau nu mă gândesc să-mi refac chiar viața, chiar dacă au trecut 10 ani. Uite. Totuși, nu știu cum să spun, soțul meu a fost și pentru a-mi reface viața, parcă da, tu ești tot tânără, cred că e ești de vreme. Minunată, meriți să fii fericită. Uite-te și tu ce... Ai o fată frumoasă, ai... tot ce mulțumesc. Ai realizat. Îți trebuie un om lângă tine care să te iubească, să te susțină, să te
Nu crezi că e cazul să... Sunt totuși niște ani, ai și tu... Da, ai dreptate, dar eu zic că până la urmă timpul e cel care ne hotărăște destinul, că așa a fost să fie. Lasă-mă să mai trăiesc puțin, simt că după ce a murit soțul meu am făcut totul numai pentru fiica mea, nimic pentru mine. Simt acum că... Dar... Parcă pe acum pot să-mi trăiesc și eu pentru mine viața. Dar eu nu te-aș încurca cu nimic, dimpotrivă. Eu ți-aș face viața mai frumoasă, cel puțin așa cred. Uite, îmi inspiră o poezie acum. Haide să-ți recit o poezie care mi-aduce aminte. Mai ce drăguț ești! Nu-i cer nimic și totuși dacă ar vrea, dacă ar vrea să-mi dea ce nu-i cer încă, ar face dintr-un lac o marmara și dintr-un mel cu un sfinx săpat în stâncă. Îți place? Foarte frumos! Minunat! Cred că se potrivește cu tine și cu tot ce simt pentru tine. Extraordinar de frumos. Îmi plac versurile pe care mi le dedici. Ești foarte drăguț. Și sincer... Nu pot altfel. Nu pot. Simt... Că este așa din mine. Practic sunt în al nouălea cer când te văd. Mă fac să roșesc. Da. Bine, atunci, dat fiindcă eu am foarte multe de făcut în casă, după cum vezi, fata a plecat. Da, sigur, nu rămâne dacă este să ne vedem, da, sigur că nu, da. Nu vreau să insist. Da, să ne vedem mâine. De-abia aștept, nu mai pot să aștept. Îți dai seama că și eu, pentru că vreau practic față de mama ta să mă revanșez. Da, pare bine că ai trăit, dar îmi pare bine că ai trecut pe aici. Sigur. Și dacă este, ne auzim... Te sun eu. Da? Da. Bine, la revedere, să te conduc. La revedere! Să rămână, la revedere! La revedere! După plecarea celor doi bărbați, mama și fiica stau de vorbă. Fiecare are dreptatea ei și dreptul ei. Vreau să-ți mulțumesc că m-ai scos într-o situație groaznică astăzi. Situație groaznică, situație genată. Bine, mi-era jenă de Costin pentru situația creată. O să mergem la hotel... Țin poftim, cum dragă să te duci la hotel, adică tu mai ai de gând să continui relația cu nenorocitul ăsta care l-a dus în casă, dar nu ți-e teamă ce o să zică lumea, eu, cum o să fiu eu privită de vecini, de prieteni, că stai de seamă cu mine, păi tu ai putea să fii bunica, ai putea să fii mamă, ai putea să fii copilul tău la fel de bine cum sunt și eu, dar chiar să așa mă jignești, de mare nerușinare. Deci nu dramatiza chiar nu... așa. Într-adevăr este o situație ciudată pentru tine, pentru că... E o situație mai mult decât penibilă pentru mine, nu ciudată. Mama mea, care este exemplu în viață, să se culce cu un bărbat de vârsta mea, este inacceptabil așa ceva. Denisa, asta înseamnă să ajungi la o vârstă, eu să ajungi înțelegeam. La maturitate, când ai copii mari. Copiii își văd de viața lor. 10 ani am stat după tatăl tău ca să fiu alături de tine, să te crezi frumos. Consider că am și eu, nu știu, am și eu dreptul la un pic de intimitate, corect, un pic de viață, corect, de aceea pentru mine, pe Denisa. Costin. Da? Care este Denisa, bărbatul ideal. Denisa, nu este genul meu, poți să înțelegi? Dar cum ai spus că nu este genul tău, că nu i-ai dat nicio șansă, de 3 luni bate la poarta asta ca un cățel plouat. Este milă tu... de el, Denisa, dar nu este nu genul. Dat nicio șansă, nu i-ai dat nicio șansă, mi-este rușine ce ai ajuns, vine în casă, stă, îți aduce buchete de flori. Mi-e milă de el să-l dau afară, pentru că poate l-aș face să sufere mai tare. Situația tu vei pleca jalnică, în casa ta până la urmă. Nu mai am de gând să te ascult. Nu mai am de gând să te ascult. Punct. Gata. Nu-mi vine să cred ce mamă am. Nu-mi vine să cred în ce situație s-a ajuns. Denisa, am făcut tot ce am putut pentru tine, pentru taică, tu pentru viitorul tău. Am și eu dreptul la viață. Să te cobori la niște standarde. Gata. Nu mai avem ce discuta din momentul ăsta. Mi-este rușine cu tine ca femeie. La revedere. A doua zi, Costin împreună cu mama lui au invitat-o pe Ioana la masă. De când a întâlnit-o, simte că e aleasa, deși mama îi găsește numai defecte. Cam cât întârzie oare? Fii și nata mai înțelegătoare, că na, știi cum e traficul în București. Traficul, dar omul când trebuie să ajungă la o anumită oră, trebuie să se țină și de oră. La ce oră ai spus să vină și de ce întârzie atâta? A întârziat deja un mamă, fel de oră. Frumos, fii mai înțelegătoare. Tot insiști cu răutățile astea. Ai spus că ai trecut peste chestia cu că nu ne-a primit în casă și astea. Acum o luăm de la capăt.
Păi tocmai pentru că am trecut peste chestia că nu ne-a dat voie să intrăm în casă, că de fapt nu ne-a dat voie, aș fi vrut totul să fie acum mai parolist, adică să nu ne pună să mai așteptăm ca doi mormologi aici. Mamă, să... dar știi cum sunt femeile astea mai moderne? Nu te lasă să intri oricum. Lasă că și eu sunt destul de modernă și dacă aș avea întâlnire cu un tip, aș veni... De... pentru că mi-ar face plăcere, aș veni mai repede, logic, acum, nu? Acum, hai să fim, totuși, să trecem peste povestea asta cu tu totdeauna casa. Ai fost mai blânc, așa, așa ți-a făcut și aia. Cu cât ești mai moale, cu atât, astea sunt femeile din ziua de astăzi, sunt niște scorpii. Ioana s-a grăbit să ajungă la masă. A întârziat oricum, iar mama lui Costin n-a scăpat acest amănunt, care spune multe despre respectul pe care îl poartă fiului ei. Bună ziua, bună ziua! Bună, Costin, ce faci? Foarte bine, te rog. Mulțumesc! Dai o clipă să pun și eu geanta. Așa. Ce faci, nu? Ce faceți? Sper că n-am întârziat prea mult. A fost trafic? Da, a fost un pic aglomerat. De altfel, în București întotdeauna trebuie să fie aglomerație, pentru că altfel n-ar fi București, nu? Ne-am simțit prea lejeri și am trăit prea fericiți. Un pic supărată? A, nu. Ce se pare ție? Comandă specială șampanie, să înțeleg că este și vreun... Sper că nu-ți displace șampanie. Eveniment special? Da, să sperăm. Sărbătorim vreo aniversare? Da. Și, noastră, m-ați iertat pentru modul în care m-am comportat? Am trecut peste el. Aș vrea să te strece. Nu, într-adevăr, era o situație ingrată la momentul respectiv. Deci chiar nu vă puteam invita, că ar fi trebuit, exact cum ați spus în glumă, să mă ajutați să bat covoarele, să spăl vasele, deci nu se făcea așa ceva. Singurul regret al mamei lui Costin este că fiul ei e cam moale și se lasă manipulat de femei. Vă haideți, da? Vă rog, să trecem peste acel incident. Cu mult drag! Îmi pare bine că ne-am întâlnit. Sănătate! Noroc! Sănătate! Și numai bine! Numai bine! Eu și mama am hotărât să ne vedem astăzi, tocmai pentru că vreau să-ți spun ceva important, foarte important pentru mine. Îmi dai emoții. Pentru mama. Îmi dați emoții. Ioana, te rog să fii soția mea. Pentru Dumnezeu. Te rog să fii soția. Costin, este mult prea devreme. Deci e totuși, nu știu, o situație destul de inconfortabilă pentru mine, dar este e mult prea devreme. Nu, asta nu se face. Abia ne cunoaștem. Stai. Nici nu ne știm atât de bine încât să fim apropiați. E prea mult. Deci te rog frumos. Dar te iubesc, te rog. Stai să discutăm. Nu te speria. Te-am luat prea repede, dar trebuie să discutăm treaba asta. Nu pot, deci chiar nu înțeleg toată situația asta, cum a fost creată tu, dar cu mama ta. Dar eu simt că tu ești pentru mine toată fericirea mea, viața mea. Te rog dar frumos. Nu știu cât mă poți cunoaște tu. Ne cunoaștem de 3 luni. Ce-ai cunoscut la mine? Frumos. Te iubesc. Femeia vieții mele, te rog, nu pleca. Tu ești un bărbat care merită ceva mult mai bun, te rog. Haide, nu pleca. Nu, îmi pare stai, rău, stai, doamnă, stai, îmi pare stai. Rău. Cerută în căsătorie, Ioana s-a speriat și a plecat grăbită. Nu se vede măritată cu el și nici nu-l iubește. Ioana, stai! Stai, Ioana! Nu vreau să stau, e prea mult ce se întâmplă. Deci e mult prea mult ce se întâmplă. Nu trebuia să veniți după mine. Nu, discuția asta chiar nu trebuia să aibă loc. Ioana, eu totuși nu te înțeleg. Ce este de neînțeles? Păi nu te înțeleg. De ce l-ai ținut legată de tine atâta timp și acum deodată nu te interesează? Dar nu l-am ținut legat de mine. Nu l-am ținut, nu i-am dat niciodată șanse, niciodată speranțe și le-a construit singur. Eu nu am niciun fel de vină pentru la început, fabulațiile lui, pentru imaginația bogată pe care o are. Deci nu am ce să-i fac. Și tot ceea ce face el... face împreună cu mămica. Nu mi se pare normal să accept în viața mea un bărbat care vine să mă ceară de nevastă cu mămica. În momentul când îți place de cineva, îți place cu totul, iei tot ansamblu. Nu iei numai bucățica. Dar mama să stea la casa ei, iar casa mea și femeia din casă voi fi numai eu. Tu probabil că ai niște lucruri pe care trebuie să le ascunzi, pentru că normal că dacă te ferești de ceva, atunci nu vrei să iei cadrul complet și atunci cauți să te iei de diverse chestii, că ai venit cu mama la ușă.
Păi, vrei să spun? Hai să o iau și eu. Am venit la tine la ușă, dacă era într-adevăr o doamnă, ne dădeai drumul. Îmi cer scuze că este deranj, dar vă introduc în casă. Nu, adevărată doamnă nu face așa ceva. Ba, da. Iar o adevărată doamnă nu vine neanunțată într-o eră în care telefoanele mobile le-au până și copiii de 6 ani. Până una alta e viața mea, fac ce vreau cu ea. Până una alta, dumneata, du-te înapoi la băiatul dumneata și lasă-mă că m-am săturat deja și de dumneata și de fiul dumitale. Și eu mă bucur că de data asta mi-am dat seama cu cine are de-a face băiatul meu. Ioana i-a spus mamei lui Costin Verde în față tot adevărul și apoi a plecat liniștită. George o aștepta. Am fost pur și simplu astăzi invitată de Costin la restaurant, am ajuns să fiu cerută în căsătorie. Ce deci m-a cerut... Papagalul ăla? Da, mă, papagalul ăla, până la urmă a ajuns la concluzia că mă iubește. Ei, da, mă iubește tare. Și ca să-mi dovedească că a venit bine mersi cu inelul și cu măsa la pachet, să mă ceară de nevasta. La pachet? Păi dacă n-ai înțeles, ăștia de aici că trebuie să iei la pachet. Nu merg unul fără altul, nu s-a pătăiat încă cordonul umbilical. Nu știu, e o situație absolut infernală, îngrozitoare, nu știu cum o scot la capăt. Cu Denisa am ajuns să mă cert din cauza ta. Iarăși? E un coșmar în casă, e o nebunie. E vai mama noastră ce se întâmplă. Îmi pare nu știu. Nu știu dacă viața asta mai merge mai departe așa, știi? Am început să mă gândesc. Iubire, este imposibil ceea ce facem noi. Rănim mulți prea mulți oameni. Hai mă, iubita mă. Într-un fel, uite, l-am afectat și pe Costin. Pe partea ailaltă, cu fiii mei, am coșmaruri în continuu. Poate ar fi bine să încheiem relația asta. Nu spune, este bine. Zău, te rog, este ceva ce nu poate să meargă la ce mult m-am gândit timp. Eu. Fii atent la ce m-am gândit eu. Ce te-ai gândit? Gândește-te și la alții, nu te mai gândi numai la tine. Asta ne-am spun. Gândit destul asta la spun. Noi. Ne ascundem de ea. Unde? Că nu suntem minori. Unde să ne ascundem? Ne ducem în pădure, suntem între oameni, tot ne vede cineva. Că nu e casa mare, dacă e să vină, mă ascund eu pe undeva, ies prin spate. Și îi spui că ne-am despărțit. Nu știu. Ce zice Bita? Crezi că s-ar putea să meargă? Zici tu că s-ar putea, nu hai știu. Hai mă, iubirea mea, hai mă, iubirea mea, haide. Nu știu. Nu merităm noi asta? Nu merităm noi să ne simțim bine? Nu știu cât de bine putem să ne simțim și cât rănim pe alții. Iubita mea, dar nu mai rănim pe nimeni. De Costin nu ne interesează. Și nici de măsa. Da? Am și putea să fată... ne dăm o șansă, acum nu știu ce să zic. Ioana și George au stabilit că vor ascunde relația lor de ochii lumii. În felul ăsta, Ioana își poate recăpăta fiica. Ce faci, părăța? Bine, dragă, tu ce faci? Să te văd. Ce să vorbim? Nu-i seama, mă, tu știi că tu ești tot ce a mai rămas în lumea asta pentru mine. Hai să lăsăm totul la o parte, să rămânem amândouă. A fost o greșeală. Eu credeam că deja m-ai înlocuit cu misteriosul George. Tu nu poți fi înlocuit. Tu ești copilul meu, Denisa, trebuie să înțelegi. Numai noi două am rămas de când taică tu a plecat. Păi bine, mamă, și... Nu te pot înlocui pe tine cu un bărbat. Hai să trecem peste tot, hai să încercăm să fim din nou cum am fost. Îmi lipsesc discuțiile noastre, secretele tale. Am încheiat orice relație cu George. Uite, până și Costin, n-am apucat să-ți spun. M-a cerut în casă. Sper că ai acceptat, este o veste... Nu vreau să te supăr din nou, Denisa. Nu. Poftim? Nu. De ce? Nu e el. Dar cine e George? Nu mai e. George nu mai e. Sigur George nu mai e? E ceva ce-a fost, nu mai e. Știu că ți-e-ți place de Costin. Costin te venerează, te iubește. Acceptă pe Costin în viața ta. Ții atât de mult la asta? Țin foarte mult la asta. Este un tată, practic, căruia i-am dus dorul atâta timp. Îi voi da o șansă, dar nu-mi cere să-ți dau un răspuns clar nici ție, nici lui vis-a-vis de o acceptare în căsătorie. Promite-mi asta e ceva mai mult. Încerca. Asta da, pot să spun. Bine, prietene? Ma. N-a fost oricătina și... După ce s-au împăcat, Denisa a plecat de acasă să se vadă cu fetele. Nu departe de poarta casei lor, îi se pare că vede pe cineva cunoscut. Un bărbat care n-ar trebui să fie acolo. Ce cauți, mă, aici, mă? Ce cauți aici? Iar ai venit să-mi distrugi familia, să te bagi iar în familia mea? Aveam așa o relație minunată cu mama înainte să vii tu. Și acum iar stai în fața casei când ea tocmai mi-a zis că s-a despărțit de tine. Tu ai venit să ce?
ce Hai, vrei de la ea. Lasă-mă, ți-am zis, lasă-mă în pace. Cum adică ai venit după mine? Acum mă vrei și pe mine după ce ai avut-o pe mama? După tine am venit. Nu înțeleg ce vrei. 3 ore am ajuns aici și te aștept în Vai, și de 3 ore aștept să intri la mama și să tot plec eu de acasă. Sau ce vrei? Ce vrei? Ce vrei? Lasă-mă! Lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, lasă-mă! Știi că eu țin la tine și îmi place enorm. Dar de unde? Că parcă-ți plăcea de mama, parcă-ți plăcea de mama! Hei! De ieri, de când brațele subțiri ale fetei s-au încolocit teatral în jurul lui, George a fost cu mintea la Denisa. Știi doar nebunul că sunt înnebunit după tine. Și ochi frumos și ai privire frumoasă, gura drăcoasă. E tot ce-mi trebuie mie. Oh, frumoasa mea! Știi cât de mult te iubesc, știi că țin foarte mult la tine, am făcut și eu o greșeală. Da, am fost cu maica ta, dar nu eram potrivit pentru ea, știi că noi suntem amândoi potriviți unul pentru altul. Tu ești viața mea acum, știi doar. Da? Da, iubita mea. De când? De când te-am văzut, de când te-am văzut sus atunci. De atunci am o flacără în inimă pentru tine. Știi că sunt totul pentru, totul ești pentru mine, ești viața mea acum. Vrei să mergi cu mine? Eu acum trebuie să mă duc în oraș la o cafea cu fetele, dar dacă vrei, te invit cu mine și mai rămâne de văzut acolo. Ok, bine. Hai să mergem. Hai. Costin a înțeles mesajul de mai devreme și nu s-a supărat. E clar, femeia spune că nu se cunosc când de ajuns. Atunci, trebuie să schimbe asta. Oh, bună, Costin! Ce să fac? Bine, dragă, ce faci? Am venit să-ți fac o surpriză. Deja mi-e frică. Încă o surpriză? Da, dar de data asta o să-ți facă plăcere. Ce fel de surpriză? Mi-e nu frică. Spune nimic. Sincer, te rog, mi-e frumos. Frică. Te rog frumos să mă deja lași 5 minute singură. Da, te rog frumos. E sigur? Acolo. Da, foarte sigur. Te rog frumos. Intră ce acolo fel de și surpriză? Te chem eu. Hai să vezi ce o să-ți placă enorm. Sper să fie bun Dumnezeu cu mine să mă lase să am o surpriză plăcută. Ai un pic de răbdare, te rog. Costin a trimis-o pe Ioana în dormitor și s-a apucat de pregătiri. Romantism, mici atenții și o întâlnire de gradul zero la orizontală. Cel puțin asta e în capul lui. Poți să intri. În sfârșit. Deja mi-e teamă. Costin. Ce e asta? Îți place? Cum poate să-mi placă? Ai o vârstă. Iubit-o. Ai o prezență, deci ceea ce văd nu vine să cred. Ascultă-mă un pic, relaxează-te, iubitul. Știu că n-ai făcut sex de 9 ani. Mi-a fost teamă de... Deci asta nu-i surpriză, e un șoc. Așteaptă un pic, stai să-ți explic. Uite, ți-am pregătit o cină romantică, un vinșor, am pregătit o lumânare. Cine a murit? N-a murit nimeni, e ceva romantic. Romantic, ziua în amiază mare. Ascultă-mă un pic. Vin, ne îmbătăm, poate avem alte treburi. Am vorbit cu Denisa, a zis că nu o să vină așa repede, te rog frumos. Așa? A zis să ne relaxăm, uite, vină un pic pe pat. Ce să mă relaxez, că sunt ca un arc. Nu vine să cred unii postaza asta. Uite-te la ziua mine. Ziua în amiază mare, e soarele pe cer, lumânări pe masă. Tu parcă, nu știu, ai venit de undeva de la filme. Dar vreau să-ți demonstrez dragostea mea, vreau să-ți arăt tot ce e asta. Știu că din cauza asta ai refuzat să fim împreună. Pentru eu știu că dragostea nu ne cunoaștem. E goală, dar nu un chiloț și nu un chiloț cu dragoste cu tot. Hai, vino un pic. Pentru Dumnezeu, nu, adună-te, ai o vârstă, ai o educație calmează-te, primită. Calmează-te, să vezi ce bine nu, e, te, hai te să vezi ce bine o să ne fie, mult. Te rog frumos. Nu. Vino, haide să vezi, să ne relaxăm un pic, să vezi ce bine este, haide. Nu, te rog frumos, te rog, nu, uite, știi, nu, lasă-mă, te rog frumos, nici nu vreau. Vai, dar nu vine să cred. Ești adolescent întârziat, Costin, termină. E prea mult, măi! Vai, dar nu vine să cred, pe cuvânt, încetează! Dai să vezi că o să fie ce foarte romantic, dar foarte... Dar nu vreau să văd nimica! De ce? Ține-și trandafirul înapoi în dinți, dar lasă-mă! Nu încetează! E prea mult! Nu răspunde acum, lasă... Cum să nu răspund? Mai aude și cineva! Nu trebuie să răspunzi acum! Dă-te la o parte, stai să deschid ușa! Luată prin surprindere de inventivitatea lui Costin, Ioana a fost salvată de o bătaie misterioasă la ușă, aparent salvată. Se pare că ori de câte ori un bărbat se dezbracă la ea acasă, cu sau fără voia ei, un altul apare automat la ușă. Bună ziua! Bună ziua!
Știi cine sunt? Nu. Cine sunteți noastră? Sunt tatăl lui George. Sunt tatăl lui George, iubitul dumitale. Da, și? Cum ați ajuns aici? Am venit să-mi lăsați băiatul în pace. Cum am ajuns aici? Sunteți de la poliție? Să mă întrebați? Nu, dar noastră, păi nu mai cum ați întrebări, ajuns aici? Am și eu informațiile la mele. La poartă există o clanță. Cred eu că era nevoie... Era descuiată. Și v-ați permis să intrați pe, bineînțeles, pe bineînțeles. O proprietate privată. Bineînțeles. Aha, și atunci cine când de la aveți poliție? De când să-mi lăsați băiatul în pace? Nu știu, e o discuție pe care nu cred că trebuie să o aveți cu mine, da? Dar cu cine trebuie să o am? Bănuiesc că ați numai eu știu cum m-am chinuit, cel mai bine. Numai eu știu cum m-am chinuit să-l cresc. Așa. Fără soție. Am fost și tată, am fost și gospodina. Ea am călcat, l-am spălat, l-am educat. Și dumneavoastră ce faci? Mi-l iei pur și simplu, profiți de naivitatea lui, da. Îl plătești. Așa. Și s-a dus viitorului. Dom'le, s-a dus viitorului pur și simplu. Dom'le, eu nu gândesc decât la un singur lucru când te văd pe dumneata aici înfipt în cadrul ușii. Eu nu sunt cu un adolescent. Este dita mai bărbatul. Are o vârstă. Nu vă gândiți că practic deci, îl jigniți venind aici în numele deci, lui? Deci, e băiatul meu. Îl iubesc. Vreau să-i asigur un acasă. Viitor. Vreau să-i asigur un viitor. Un viitor lângă dumneata nu se poate. Este imposibil. Este contra naturii. Dumneata nu înțelege asta. Te rog foarte mult să-l lași în pace. Lasă-l este în pace. Singur. Sunt singură. Poate, nu știu, i-a lipsit sentimentul matern, l-a găsit la mine, n-am de gând să mă ridic. Deci eu o să vin aici de câte ori e nevoie, până când dumneata o să-mi promiți și o să-mi spui, domnul Vali. Îmi pare bine de cunoștință că ați uitat să vă prezentați. Am să-ți las băiatul în pace. Am să-ți las băiatul în pace. Nu, discuția asta va trebui să o aveți cu el. Nu cu mine. Ascultă, Cocoane. Vin și îți fac un scandal monstru aici. De tot cartierul ăsta. Deci tot cartierul ăsta o să afle ce faci dumneata cu băiatul meu. Deci, el are sentimente materne neîmplinite. Poftim. Deci, încă o dată vă atrag atenția. Așa, trageți-mi în mod civilizat. Dacă nu îl lăsați în pace, eu aici voi face un scandal de fiecare dată când voi veni. Deci pe monstru, mine mă interesează monstru. Ce scandal faci dumneata. Discuția o porți cu fiul dumneata ce scandal te o să fac frumos, eu aici. Te rog frumos vocea mai jos, pentru că mă supăr și eu pe urmă. Și să nu zici că sunt o femeie lipsită de educație, o să-ți pun un scaun la poartă să te simți elegant. Hai să vedem atunci. Dumneata, fi și nicio problemă. Eu gata, am încheiat. Eu am nevoie. Nu vreau să ne mai întâlnim în situația asta. Deci, vă rog să aveți discuția cu fiul dumneata. Voastră. Deci, nu eu v-am atenționat. Eu v-am atenționat. La revedere! Da? O zi bună! La revedere! Bine. Gata! Altă bătaie de cap pentru Ioana. Nu-i ajungea o fică cu principii învechite și un pretendent cu scenarii erotice în cap. Îi mai trebuia și tatălui George, pus pe scandal, să-i lase băiatul în pace. Te rog frumos, te-am rugat, să te îmbraci. Calmează-te. Și te rog frumos, nu am niciun chef de niciun fel de discuție, de niciun fel de erotism și de niciun fel de drăgălășenie și romantism. Ce s-a întâmplat dintr-o dată așa? Te rog frumos, că eram calmă și te-ai enervat ca... dar nu înțeleg de ce. Gata! Haide. Nu am ce să mai discut. Și te rog. Te rog frumos, fă ceva, îmbracă-te. Dar te rog frumos, te rog să te calmezi, te rog. Știu că poate eu am fost foarte insistent acum, dar te doresc prea mult și vreau ca relația asta să meargă. Știu că suntem făcuți unul pentru altul, știu că ne completăm unul pe altul. Te rog frumos, înțeleg, dacă nu vrei... Costin, acum, și eu te rog frumos, o să încetează, o să nu este momentul când noi mai putem discuta ceva. Okay, deci nu este momentul. Okay. Gata. George a ajuns într-o încurcătură. Iese și cu mama și cu fica. Și nu se poate hotărâ care dintre cele două e mai pe gustul lui. Da, viața mea, da, prințesa mea, da. Vin acum. Bine, iubita, bine. Te pup. Pa, pa. Ceva mai târziu, Denisa l-a invitat acasă pe George. Știe sigur că relația cu mama ei s-a terminat. George, pe de altă parte, se află acum între două femei. E atras de ambele. Fiecare îi poate oferi altceva. Hei, bună ce dragule! Face, iubita, ce faci? Mare dor mi-a fost de tine. Ce ei, faci? Da. Bine, tu ce faci? Bine. Unde ai fost? Tine? Primul oraș, ce faci tu, iubita? Bine, tu ce faci? Mare dor mi-a fost de tine. Ok, atunci să vedem cât de dor ți-a fost de mine. Unde fură un negru? Ce costumul ăsta? Păi, uite, m-am gândit să-ți fac o surpriză. Surprize? Da, tu să-mi faci mie o surpriză. Ce zici? Dacă am auzit că ai talente din astea, știi tu, de mare dansator. Bine, iubita. Nu? Uite, ți-am pregătit și un scaun.
Să te văd cum îmi faci un striptease. Ok. Ce zici? Mm? Cum te dezbraci de tot ce ai pe tine. Gata, iubire. Da? Haide. Ți-am zis că sunt un băiat mare, nu băiețel, da? Da? Ia. Bine. Să vedem. Ioana se întoarce și ea acasă. N-a anunțat pe nimeni că va veni acasă la ora asta, așa că o aștepta o surpriză. E mama! E mama! Hai! Unde să mergi? Ascunde-te! E bun! Unde să mergi? Nu! Ascunde-te! Ce? Ascunde-te! Zi! Nu! Fugi! Ascunde-o! Rezolvi-o! Ioana s-a întors acasă. Surpriză! În casă și-a găsit amantul încuiat cu cheia pe interior. Acum George este cel care trebuie să găsească o rezolvare a problemei cu două amante în aceeași casă. Ce faci, iubita? Dar ce-i cu tine aici? Uite că mi-a lăsat cheine. Da, m-am și speriat! Ai lăsat cheia în ușă! Ce faci, dragă? Iubita mea, ce faci? Uitați, surpriză plăcută mi-ai făcut! A, ce bine îmi pare că ești aici! Era așa de dor de tine! Surpriză plăcută? Foarte plăcută! E cald afară, e cald și în sufletul meu! Asta nu-i fost din dreapta, că m-am nebunit amândouă. Nu eram sigură dacă într-adevăr ne mai iubești pe amândouă. Sau că ai găsit alta. N-ai închis ușa, du-te și închide ușa. Haide că încerc să mă fac o modă. Am planul pentru noi astăzi. Am iubit-o. Așa. Și eu mă gândesc și la o terasă. Ne iubiști? Ce terasă? Dar nu vreau. Hai mă gândesc ce-mi nebunii. Facem nebunii? Da, ce ai băgat în sucul tău. Trebuie să-mi te Da? Și ce ai găsit acolo? Ceva să-ți placă? Hai să facem nebunii, nu vreau să ieșim nicăieri. Hai să mă fac lejeră. Foarte lejeră. Așa. Și te-ai gândit? Noi. Ce surprize-mi faci astăzi? Ieșim la un suc la o terasă, iubita mea. Dar tu ai nevoie să te răcorești? Da, ce știam că ne-ți trebuie. Văd că ești încins să reuși. Mă gândeam să... Mergem un pic la o terasă, ce zici? Mă gândeam, da, nu mă gândeam. Nu te temam pe tine, fugi cu tot. Hai zic că-ți place și ție ideea. Am un joc pentru tine, iubita. Îmi place deja. Îmi place. Imaștă. Se cheamă. Da? Da, iubita. Am exact ce ne-ai făcut voi atunci. Ola, la. Mai puțin să pune-i sporechii și să n-auzi. Dar nu e drept! Nu e drept! Unde ești? Vorbești! Aici? Nu, dar nu e frumos ce faci! Nu văd nimic! Treci! Treci! George a intrat în mare buclup. Nici Ioanei nu-i poate spune că se culcă cu fata ei, nici Denisei nu-i poate mărturisi că el încă mai are o relație cu mama ei. Complicată treabă. Gata, deci am stat aici, nu mai stau, vreau să ies. Păi nu te descurci cu ea, nu te descurci să o duci în oraș, să o duci, dar nu mă interesează pe mine că plânge, deci eu îi spun eu, tu nu te descurci, gata, trebuia să te descurci, mare bărbat ce ești, atât ai de 10 minute, stau de o oră în cameră, ce-i faci acolo? Ce-i faci acolo? Plânge. Iau cu alefie, unge-o, du-o în oraș să se simtă bine, dacă nu ies eu. Îmbracă, ies. Să ieșim la terasă.
Deci, dacă nu ies eu, da? 5 minute. Eu ies. 5 minute. Deci nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Hai mă, tu dai jos, stai în afară. Bine. Pleci pe urmă, da? Hai. Stai aici, plâniți. Da, 5 minute, ultimele. Hai. Ultima dată. Bine, bine. Hai. Situația devine din ce în ce mai disperată pentru săracul George. Uiu! Pui, pui, cald! Vreau să ajung la fierbinte! Baby! M-ai prins? Te-am prins! Dar de ce te-ai ascuns? Nu ți-a plăcut jocul? Nu. Nu mai vreau. Ce? Nu mai vreau. Uite așa. Gata. Nu mai joc cu tine. Ce, iubita mea? Ce, nu știu, m-am plictisit. Asta nu este joc. Și mai țin prea mult. Nu mai vreau să mă joc. Nu mai vreau. Ești răutăcioasă. Jocul meu sunt făcute să fie frumoase, să facă plăcere. Păi, m-ai lăsat prea mult singură. Nu mă gândim puțea că nici nu ești aici. Cum să nu făceai nebunii? Nu știu. Te-am simțit. Numai prezența așa, parfum undeva în urmă, dar pe tine nu te simțeam. Nu mai vreau, nu mai joc. Gata, nu mai vreau să nu mai joc cu tine. De fapt, unde ești? Parcă nu ești prezent. Aici am fost. Nu știu, te simt rece. Fete. Nu știu ce ai. Păi mi-a cam luat durerea de burtă, să știi, mă duc până la băie. Probabil. Devin imediat. Da, probabil asta era, te-a luat și mai devreme? Ți-am zis că nu ți-e bine sau nu știu ce se întâmplă, că nu te simt lângă mine. Dar ce ai de fapt? George și-a dat seama că e depășit de situație și s-a izolat în baie, măcar pentru un timp, cât să găsească la repezeală o soluție de moment. De aici vorbește la telefon cu Denisa, care e la etaj. Știi că suferă pentru relația noastră și nu plânge și nu, ce să-i fac femeii, mă înturează puțin, așteaptă că o rezolv. George, ești bine? Pa. Ți-e rău, ai probleme, îți aduc ceva? Nu. Bine, iubita. Dacă ți-e rău, te pot ajuta? Nu, iubita. George, serios, ți-e rău? Mă sperii deja. Stai liniștită! Denisa și-a pierdut răbdarea și a coborât. Amândouă au câte ceva de ascuns. George, deja mă sperii, nu mai, te rog frumos, deschide să văd ce-i cu tine. Așteaptă! Da, măi, sireno, ce-i cu toată panorama asta? Ce mai degrabă să vină poliția decât salvarea. Eu am o problemă, dar ce problemă ai tu? Trebuia să fii la școală după câte știu, de ce ești acasă? Ia uite ce... Și ce cu tine în halul ăsta? Cum adică, dar ce, bine arăt încă. Tu, ce tot atâta alarmă aici la ușă? Nu înțeleg ce vrei. Ce nu ți-am răspuns? De ce? Că de când umbli tu așa? Da, cum umblu? Dar este puțin, s-ar putea să înțeleg, Denisa. Ce bine. Ce George nu m-a așteptat pe mine. Te-ai prins. De aia am stat eu la ușă. Și ești geloasă, parcă ziceai că te-ai despărțit de el, drag. Acum nu te-ai mai despărțit de el? Denisa! Ce? De când ai ajuns tu să umpli cu bărbați cu care am fost eu? N-ai eu pic de respect pentru tine? De vârsta mea, dragă, ești nenorocitule, parcă vă despărțiți. Ești! Firai să fii că te calc în picioare, nenorocitule! Pe două nebune, lăsați-mă în pace! Ai auzit? Deci care v-a să zic? Lasă că ți-a arăt eu nenorocită! A zis că suntem amândouă două nenorocite, îți place, te iubește la fel de mult ca pe mine, nu? Ieși afară! Pe două nebune, lăsați-mă în pace! George a înțeles că de aici nu va ieși întreg, așa că l-a chemat pe tatăl lui să-l scape. Tată! Tată, am pățit o belea, mare belea, te rog frumos, ajută-mă! Sunt acasă la Ioana și m-am certat și cu ea și cu Fisa și nu mai pot să scap de aici. Vino tu să mă iei, te rog frumos. Ieși afară, nenorocitule, că te omor! Aoleu, lasă-mă nebună, lasă-mă în pace! Ieși afară din casa mea, te-ai culcat și cu mine și cu Fima, ești un nenorocit! Ești o nebună, lasă-mă! S-a culcat cu măsa, s-a culcat și cu Fisa, hai să vedem care am fost mai bună, nenorocitule! Dar liniștită că e pe bine? Mine mă iubești, eu sunt tânără, am carne fermă, pe mine tu ești o babă care da? Vrea să te duci de vârsta ta! A vrut, baba a avut, acum o vrea pe fata lui baba și...
are trofee și pe mine și pe tine, bine? Îți place? Liniștită că nu. Îți place că acum îți încerunchează mama și pe tine la fel? Uite în ce îi postează, a băgat râca în noi. Din cauza ta, din cauza ta a băgat. Și dacă tu nu-l aveai pe el, renunțam la el, îți luai orice fel de alt bărbat. Ieși afară! Ieși! Îl omor și vedești pe ea, ieși afară! Lasă-mă în pace, sparg ușa! Uite ce ai făcut, dragă, uite ce ai făcut. Scoate-l afară de acolo! Scoate-l afară, că din cauza ta e în casă acum! Nu, 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 din cauza ta e în casă, nu uita pentru cine a venit prima dată și scoate-l cu cine l-am afară. Găsit! Scoate-l afară, că al tău e, din cauza ta! Al meu, e al meu, acum! Da, l-ai vreo proprietate, acum, după ce m-ai acum, mințit, după ce l-am luat eu! Înțeleg, ce te deranjează, de fapt, ce te deranjează? Am ajuns marionete, Denisa, în fața unui bărbat care s-a jucat cu amândouă. Tu m-ai mințit pe mine, eu te-am mințit pe tine, el ne-a mințit pe amândouă, ieși! Costin și-a găsit din nou cel mai nepotrivit moment să vină în vizită neanunțat. De data asta e îmbrăcat și fără flori în gură. Ești nenorocit! Ioana, ce se întâmplă aici? Ia uite-mă și pe ăsta! Ia uite-l, bine că ai venit! De ce ți-i bine de ce tu te bucuri? Ce faci mai dai în boc? Tu ai auzit în viața ta de telefon, în cele mai neplăcute telefon. Momente, tu te găsești să apari, de ce Dumnezeu, de ce, da. De ce mă chine Dumnezeu cu tine? Dar ce bine că ai apărut, să-ți explic eu. Deci, amantul mamei mele de 28 de ani închis în baie. Și amantul tău? Amant de 28 de ani? Dar Ioana, tu nu ești așa. Dar hai să spun ceva. Nu mai pot să-ți ascund nimic. Gata, m-am săturat, dar într-adevăr am pe altcineva. Nu ești genul meu de bărbat, Costin, trebuie să înțelegi. Am încercat cu frumosul, am încercat pe ocolite. Nu pot nici să te jignesc, așa am considerat. Ești ca un cățeluș împreună cu mama ta după tine. Dar nu ești genul meu de bărbat, te rog frumos. Te rog, te rog, lasă-mă să-ți explic eu. Nu știu dacă îl mai ții minte pe George. Care... Da, prietenul tău. Nu, 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 nu e prietenul meu, de fapt, George. Hai să nu-l băgăm în amantul mamei mele. Da? Incredibil. Și e... Incredibil. Tu, asemenea femeie, cum poți să faci așa ceva? Da, te-am iubit, te iubesc, te-am... Vreau să simt, vreau să trăiesc, vreau pe cineva puternic lângă mine, tânăr, ca să mă facă să mă simt femeie. Vreau să fiu iubită, vreau să simt forța unui bărbat. Nu vreau să fiu mângâiată, atinsă, șteasă de praf și pusă vitrină în bibliotecă. Da, mama avea dreptate. Am parte numai de femei din astea ușurate. Înseamnă că mama e foarte deșteaptă. Până la jigniri cu mama. Deci te rog frumos că acum mi-adun pe aici papuci și vezi cum calea ușii o vezi. Da? Te rog frumos. Nu jigni pe mama mea în casa mea. Ce tot eu sunt te rog frumos. Adică eu știu că e cel mai bun. Uite. Lasă, știu că fiecare bărbat la un moment dat își arată adevărata față. Dar fără jurături și fără jigniri. Că ea totuși m-a crescut, da? Măcar puțin. Ieși, mă, afară, ieși! Da, te rog frumos. Vali a venit într-un suflet să-și salveze fiul. Se aștepta să se ajungă la scandal din ziua în care el i-a mărturisit că umblă cu o femeie cu 15 ani mai mare decât el. Unde e George? Ce a făcut? Asta cine mai e? Ăsta e tot amatul tău? E tatăl viteazului care este încuiat în baie. Da, domnule, fiul nostru e viteaz și George, stă după ușă. E tata. Hai, ieși. Ieși, George. Ce se întâmplă aici? Eu sunt. Da, hai, hai. Hai, ieși afară. Tatăl băiatului. Hai, ieși, ieși. Ieși, ieși. Hai, vă rog. Ieși, viteazule. Ești mândru de tine, sunteți mândru de el. Deci, este o înțelegere. Băiatul meu are bun simț. Are bună creștere, da, a ajuns într-o situație destul de... Este într-adevăr foarte bine crescut, domnul meu. Foarte bine crescut, e tare, e bine, nu pot să cred. Îi place foarte tare. Nu-mi vine să cred, sunteți, nici nu vă calific. Am plecat din casa asta. Deci după cum vedeți, apropo de cât de bine l-ați crescut, i-a plăcut băiatului dumneavoastră și de mamă și de fică. Am ajuns să-și bată joc de noi. Da, e bine crescut. Băiatul meu are bun simț și bună creștere. Situația deci în care l-ați adus, l-a adus în situația asta încât să greșească și într-adevăr să nu reziste tentației. E posibil. Este posibil asta. Dar băiatul meu este un ce băiat tentație era atât de mare să vadă cum este și cu măsa și cu fisa? A fost bine când fiul dumneavoastră a fost susținut financiar de mine? Ah, deci acolo se duceau banii, tati. Hai, lasă că nu e problemă de asta. Până una alta, lasă că îți rămân și ție, dar nu despre asta discutăm. S-ar mai că dar nu rămân, mă, să afle că tu iei bani de la femei. Cu ce? Că nu mai pot, nu mai am voce. Am încercat să-l scot, atâta responsabilitate nu a avut ca să vină să spună: asta este, dragele mele, a fost, am greșit și eu, ați greșit și voi. Hai, mă. Nu,
trebui să cheme tatăl să-l ajute. Este o înțelegere. Vă rog, foarte mult. Vă rog să-l scuzați. Vă rog să-l scuzați. E tânăr. Este la vârsta când poate să greșească foarte mult. Ar trebui cu adevărat să-l educați. Sunteți mândru de el acum. Îmi pare rău. Îmi pare rău că ne-am cunoscut și în situația asta. Nu, îmi pare rău și mie. Îmi pare rău în primul rând că eu am greșit și fiica mea a greșit din cauza mea. Ieși să-ți fie rușine. Au plecat toți bărbații și în cele din urmă a venit și momentul sincerității. Ambele femei au multe de spus și de mărturisit. Amândouă au greșit una față de cealaltă, dar poate că totuși mai există o cale de împăcare. Poate dacă nu mă mințeai a doua oară, nu mă încurcam eu cu George. Am greșit, dar și tu la rândul tău. Indiferent ce ar fi fost, chiar dacă ți-ar fi plăcut, nu cred că era tocmai omul potrivit cu care să ieși. Mamă, era de vârsta mea. Nu era omul potrivit cu care să ieși tu. Da, am înțeles. Îmi pare rău. Hai să încercăm să trecem. Peste ce să trecem? Peste toată situația creată. Uite ce, mamă, eu am cam săturat de situația asta creată și... Nu se va mai întâmpla. Pot să fii convinsă că nu se va mai întâmpla. Și am zis să pun piciorul pe prag, pentru că așa ceva nu se mai poate. Începând din momentul ăsta, mă mut și uite așa... Denisa, să nu faci asta, fata mea! M-ai dezamăgit complet, n-am ce să mai discut cu tine, mamă. Au trecut vreo 3 zile de atunci. Cele două femei nu s-au împăcat. Denisa a plecat chiar de acasă. Nu poate să-și ierte mama pentru că a mințit-o și nici nu vrea să o mai vadă în ochi. Denisa l-a iertat pe George și l-a înțeles. Din punctul ei de vedere, toată vina aparține mamei ei, iar băiatul n-a fost decât un obiect. Lui George îi convine. Ce facem cu ei, George? Bine, tu? Te pup. Uite ce fac eu, o aglomerație în oraș. Doamne, doamne, până am ajuns aici, tu mă aștepți de mult? Îmi cer scuze dacă am întârziat. Nu, de foarte mult timp. Te arăți mai bine ca niciodată. Și tot de drăguță. Mersi. Mersi. Arăți că am obosit. Am avut puțin de treabă seara. Da, am avut niște treabă. Tu ce faci? Eu ce să fac, bine? Uite, m-am tot gândit și vreau să zic direct, fără ocolișuri, fără... Felita, bine, ce s-a întâmplat între noi și cu mama și toate astea. Pe ea, bineînțeles că nu am să o iert niciodată și nici nu am să uit. Hai, poate mai dai o șansă. Hai că... Nu cred că mai merită o șansă, având în vedere că m-am mințit de foarte multe ori. Și între noi nu exista minciună. Voi știți mai bine ce să zic. Nu are rost. Și vreau să spun în felul următor. Zi, iubita mea. Că eu nu sunt ca ea și nu o să-ți permit niciodată să mă înșeli. Pentru stai că... Liniștită, a fost o greșeală. A fost o greșeală. A fost o greșeală, sper să nu se mai repete. Sper să nu se mai repete, pentru că nu îmi plac astfel de relații. Eu sunt serioasă și îmi văd de treaba mea același așteptări de la tine. Promit că așa o să fie. Sper să vedem ce ne va rezerva viitorul. Promit, iubita mea. La o altă masă, Vali, tatălui George, a făcut încercarea vieții lui. Cu toate că au făcut cunoștință în cele mai nepotrivite momente, Vali nu a putut să nu observe cât de interesantă și de inteligentă este Ioana. Așa că a invitat-o la masă. Te așteptam cu emoție. Am venit și eu la fel, cu emoții. Credeam că după toată problema creată, o să fie dificil să ne întâlnim, să ne privim în ochi. Îmi pare bine că ai îndrăznit, îmi pare bine că am acceptat. Mă simt bine, sunt... Pot să spun chiar fericit că am găsit pe cineva datorită situației care n-a fost... Da, dar o situație ingrată până la urmă, creată din... Nici nu știu practic din ce. Dintr-o furie, dintr-o lipsă, dintr-o încercare de a experimenta noul, nu știu. Mă jenez la momentul ăsta pentru că am încercat de-a lungul timpului fetei mele să-i fiu un exemplu. Un exemplu pozitiv, iar de data asta... Ceea ce am făcut nu este deloc pozitiv. Dar poate până la urmă, pentru tot ceea ce s-a întâmplat, există o explicație. Trebuia să ne cunoaștem. Să fie într-un ceas bun. Lungă, și să dea de Dumnezeu. Și să fim cât mai fericiți, sper. Și cât mai plin de iubire și iertare. De la noi spre alții și de la alții spre noi. Așa să fie.
Relația Denisei cu George n-a durat prea mult. Nu erau suflete pereche și nici nu își doreau să-și întemeieze o familie prea curând. Ioana și Vali însă sunt tare fericiți împreună. Se iubesc și se respectă. Poate că reacțiile celor două femei ar fi fost altele dacă Denisa ar fi crescut lângă mama ei. Poate că amândouă s-ar fi cunoscut mai bine și s-ar fi înțeles. Cu siguranță, dacă ar putea să ia viața de la capăt, Ioana ar proceda altfel. E nunta mea și gata, vă potoliți! Este nunta fiului meu și am dreptul să stau aici. Nu ai niciun drept, te rog foarte mult, dă-o afară. Tu mai du-te, dracului, eu acolo unde ai fost. Du-te, dracului, da, de unde ai venit. Nu m-am mărit, nu m-am mărit. Ai, măi, mamă, că ne așteaptă lumea afară, mamă, nu să poate, dar ridică mâinile odată. Fata mea e fată mare, cel mai depres. Mai există cineva în satul ăsta? Vreau să facem dragoste. Nu, eu nu mai pot, acum. Acum? Da. Ce? Nu, 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 n